Cei de la PETA au făcut un calcul acum jumătate de an, cred, în care spuneau că în România au fost capturați 2 milioane de câini și au fost omorâți peste un milion dintre aceștia, iar suma cheltuită a fost 750 de milioane de euro. Oameni buni, cu jumătate din acești bani am fi reușit să rezolvăm pentru de o problemă. Uitați-vă la țările vestice, nu trebuie să inventăm roata noi. Și vă spun din ceea ce se întâmplă la Brașov, sigur, s-a dezvoltat un nou tip de afacere în care firme private fac contracte cu diverse primării și în schimbul unor sume mari de bani, 1000 de lei, 1200 până 1500 de lei per câine capturat, se plătesc acești bani publici, iar aceste firme prind câini într-un județ și transportă în alt județ, ceea ce este total ilegal și ceea ce face imposibilă recuperarea câinilor către un om de bună credință.